Deci, crucea este arma împotriva diavolului care Hristos ne-a dat-o nouă prin moartea și învierea sa. Este altarul de jertfă pe care Dumnezeirea înomenită se pregătește să plece din nou la cer, odată pentru totdeauna, așa spune, dacă eu nu mă duc, nu vine Mângâietorul, și prin cruce și prin înviere, noi avem astăzi religia creștină universală, dar care sobornicească, apostolească și unică. Cred într-una biserică sfântă, sobornicească și apostolească. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul. Cred într-unul Duhul Sfânt. De ce? Pentru faptul că până la 1054, inclusiv apusul creștin, a fost același creștinism pe care îl respectăm și noi astăzi. Deci când auzim că, dacă vom sta de vorbă cu un romanul catolic, vor spune că ortodoxii sunt schismatici, că s-au rupt de catolicism, nu s-au rupt de nimeni. Ei au fost dintotdeauna și, ca drept dovadă, Antiohia, Ierusalimul sunt bisericile primordiale care sunt întemeiate. Armenia, asta la altă, cum se cheamă, Georgia, sunt bisericile care au primele semne creștine, deci sunt primele biserici care au trecut la creștinism, prin Grigorie Luminătorul cel Mare al Armeniei. Dar noi ne oprim la cruce. Crucea este elementul prin care ne identificăm față de toate celelalte învățături. Pomul vieții din mijlocul raiului este pomul care a dat hrana vieții lui Adam în grădina raiului. Cât a mâncat din pomul vieții a fost viu, transparent, mistic și luminat. Când a greșit și a umblat în pomul cunoștinței binei și răului, a fost izgonit din rai și a trebuit, cum spune acolo în carte, la Octoi, prin lemn a venit căderea, prin lemn vine ridicarea. Îl vedem întâi pe Moise, prima preînchipuire în Vechiul Testament, când desparte Marea Roșie cu toiagul, cruciș, avem și dogmatica glasului 5, care vorbește și de Fecioară Maria, simbolul trupării, și când dovește curme, întâi așa se deschid valurile și trece poporul Israel și intră și poporul lui Faraon, crede că i-a îngăduit și lui să treacă, și Dumnezeu îi spune, dă cruciș, și când dă cruciș, marea se închide și înghite toată oștirea lui Faraon. Apoi avem șarpele din pustie. Oamenii erau mușcați de șerpi și mureau. Dumnezeu a spus, răstihnește un șarpe pe lemn, fă-l din aramă, gol pe dinăuntru, și pune-l pe un lemn și toată lumea care se uită la lemn se vindecă. Și Moise spune această prorocie. Viața voastră stă spânzurată pe lemn. Viața noastră la Golgota stă spânzurată pe lemn. Cel ce ai spânzurat pământul pe ape, sunt termenii vechi, arhaici, bisericești, astăzi stă răstignit pe lemn din viață lumii, spune în triod. De ce am amintit lucrul ăsta? În general, oamenii au foarte multe lacune. Eu dacă stau toată ziua și mai mă uit prin comentarii când punem câte o temă, chiar și de la bezit, eu dacă aș ști în jurături și câte, da, prea puțin mă deranjează. Prostie este singurul cadou de la Dumnezeu care îl moștenim nativ și care nu doare. Nu trebuie să avem deranj că unii au opinia lor și nu au opinia care trebuie, îi privește. Ce spun ei? Ce șarpe? Șarpele e diavolul. Șarpele este șarpe. În momentul când șarpele a venit în rai și a ispitit-o pe Eva și diavolul a luat chipul șarpelui, care puterea de a se năluci, ne spune Sfântul Vasile cel Mare în Molifte, viclean la arătare și fățarnic la nevedere. Și aici a fost viclean. Mâncați ca să vă faceți voi Dumnezeu. Punct. Și atunci șarpele ce a făcut? A încolăcit pomul cunoașterii binelui și răului. De aceea, ca drept dovadă, Matale, îmi spui mie astăzi, părinte, ajută-mă că am o problemă. Eu te ajut și mă tap peste o lună, poți să spui? Cu ce m-ai ajutat? Mai mult rău mi-ai făcut. Că dacă nu mă ajutai, poate nu se întâmpla așa. Deci, vedeți, răul stă încolăcit în jurul binelui și răului.
șarpele. De ce? Ca să schimbe și să pervertească și valoarea binelui, dar ca să împuțească și să strice și să băloșeze cu veninul lui demonic și valoarea răului, să o facă și mai mare. De exemplu, hai să luăm o speță simplă. Spune o domnișoară: părinte, am făcut un avort fără voie. Păcat, de ce a trebuit să ajungeți până aici? Părinte, dar e păcat, cum să faci copii înainte de căsătorie? Așteptăm întâi să ne cununăm. Ah, deci faptul că stai de 5-6 ani cu el în concubinaj nu e așa de păcat, decât că dacă nu ești cununat, ai făcut un copil. Vedeți? Asta e o șmecherie a dracului care s-a încolocit pe pomul binelui și răului. Că dacă copilul ăla se năștea prin botez să ștergea, când păcat ești fărlești, mă zăm nisim, maica mea, spuneam, ești mai vrutos decât de pada voi albi, dar nu, nu, n-am vrut așa, deci ales varianta, noi luăm speța, nu ne interesează cauza. Dar dracu e șoptit, nu, nu, nu fă copii cât nu ești căsătorită, că e păcat. Bine că nu e păcat să curvești, bine că nu e păcat să faci fără de legi, bine că nu e păcat să stai în concubinaj, bine că nu e păcat să schimbi bărbați, bine că e păcat să faci un copil necăsătorit. Asta, da, asta, asta era păcatul. Deci asta e lucrarea lui Sarsaile. Deci el când a luat chip de șarpe, a folosit șarpele ca simbol al înțelepciunii. Șarpele este simbolul înțelepciunii. Vedeți, noi avem la cârja episcopului, încă din vremea toiagului lui Moise, care îl purta fratele lui Aron, nu-l purta Moise, Moise nu a făcut minunile cu el. Toiagul acela lui Moise, care l-a purtat în pustie, este simbolul puterii dumnezești. Și când s-a dus la plăcile lui Faraon, ce au făcut? Vrăjitorii lui Faraon au aruncat niște toiege jos de ale lor egipteni care s-au prefăcut în șerpi otrăvitori. Și Moise a primit poruncă: aruncă și tu toiagul tău. Și toiagul lui Moise s-a prefăcut în șarpe și a înghițit pe ceilalți șerpi, adică înțelepciunea dumnezească înghite slăbiciunea păgânească. Și de atunci cârja episcopului are doi șerpi care se uită unul la altul. Una este firea înțelepciunii omenești care ascultă de Dumnezeu și una e înțelepciunea firii dumnezești cu care poate fi înzestrat omul dacă crede în Dumnezeu. Asta e. De aceea șarpele este simbolul înțelepciunii. Cum spune în Sfânta Scriptură: să fiți blânzi ca porumbeie, adică naivi, inocenți, stiuoși. Vedeți, porumbelul merge până aproape lângă el, aproape că îi dai să mănânce din mână și când să-l prinzi, zbâc, fuge. Deci el e blânduț, dar știți să ferească. Ei, pe când șarpele spune așa: și vicleni ca șerpi, înțelepți ca șerpi și vicleni ca șerpi. De ce? Șarpele când te mușcă stă într-un loc și se aruncă pe tine și ți-a aruncat veninul, dar înțelepciunea știe să ferească, să nu fie ucis, că știe că este un animal urât. El tot timpul stă ascuns să nu-l poți lovi printre pietre, printre... Și n-are nicio treabă șarpele ca fiară, ca făptură, cu șarpele diavol din grădina Raiului și cu diavolul propriu-zis. Fiecare cu treaba lor. Și Moise pune acest șarpe pe lemn, tocmai ca lumea să se uite la el și spune așa: cine se va uita la acest șarpe nu va muri, se va vindeca. Deci era înțelepciunea dumnezească care avea să stea, care avea să stea răstihnită pe lemn. Lăsăm și venim încoace, de acum suntem în, de acum suntem la înviere. Deci la înviere Hristos este pus pe cruce. Dacă vă amintiți perfect, noi am discutat problema crucii la înviere. Hristos, poporul roman a fost cinefilul. Arhiereii Vechiului Testament au fost regizorii. Acest om trebuie să piară, să nu ne piară nouă tot neamul. Acesta trebuie să moară, că altfel tot poporul merge după el. Dar Iisus a fost eroul principal. Și ce face? Îi lasă pe ei să se agite, îi lasă pe romani să-și facă numărul cu judecata, cu tot, cu Pilat, nu ne întoarcem, nu face parte din subiect acum. Îi lasă pe ăștia să strigă: răstihnește, 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 ca să răstihnește elementul cel mai groaznic de tortură, era crucea. Numai că crucea lui Hristos nu era din aceeași nu din același lemn obișnuit ca oricine. Când Adam era bătrân, fiii lui au primit niște semințe din rai să le pună în gura lui. De acolo au crescut acei
pomi care au, deci acel pom propriu-zis care are amestec cedru, chiparos și mai este încă unul, pept.